Cartea Proverbele, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin. Vă invit să ocupați locul. Doresc din toată inima să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și doresc din toată inima ca toți că suntem aici să avem o inimă deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să mă călăuzească. Să mă însuflețească și prin prezența Duhului Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt să mă ajute să vorbesc în numele Lui. Ceea ce este important, spunea cineva, oricare dintre noi avem ceva de spus. Eu nu sunt aici ca să vă spun ceva, că am ceva de spus. Și sunt aici și vreau să fiu aici și cred că sunt aici ca să vă spun ceva din partea Domnului. Biblia spune că dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dăm un cuvânt pentru frați în dimineața aceasta. Pentru adunare, pentru biserica Muntele Sionului, dăm un cuvânt. Și mă gândeam în prealabil să vorbesc despre Muntele Sionului, despre înălțime. Este faptul că Dumnezeu vrea să ne așeze pe înălțime și stând aici la rugăciune, Duhul Domnului mi-a spus să vorbesc despre altceva. Și mă rog din toată inima, în dimineața asta, Domnul să mă ajute să vorbesc ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun. Și deja am folosit de atâtea ori cuvântul inimă. Domnul mi-a spus să vorbesc despre inimă. Este centrul vital al vieții noastre. Am auzit pe cineva predicând la Frankfurt și spunea că era medic. Atunci când un chirurg face o operație, face anestezia aceea care paralizează două tipuri de mușchi. Sunt mușchii activi sau aceia care mișcă mâinile, picioarele, mușchii voluntari. Deci noi vrem, mișcăm mâna. Că sunt mușchi pasivi, care sunt din interior, pe care noi nu putem controla. Ei se mișcă controlând organele vitale. Și ca să poată face operația aceasta, îi paralizează amândouă tipurile de mușchi. Și zic că este al treilea, spunea, este al treilea tip de mușchi și este mușchiul cardiac. Chiar dacă cele două tipuri de mușchi sunt paralizate, al treilea mușchi, cel cardiac, funcționează. De aceea nu murim când ne operează sau când trecem prin operație. Oamenii nu mor. Ei, în momentul în care mușchiul inimii încetează, s-a terminat tot. Viața noastră fizică se încheie. Noi avem obiceiul să păzim valorile, să ne păzim banii, probabil. Să păzim ceea ce credem că este valoros în noi. Și mult mai mult astăzi oamenii sunt înclinați să păzească ceea ce înseamnă firesc, trupesc. În cartea cântărilor spunea Sulamita că via frumuseții mele n-am păzit-o. Astăzi foarte mulți oameni păzesc ceea ce cred că izbește privire. Asta să fie frumos. În afară, ne îngrijim de tenul nostru, de pielea noastră, de părul nostru, de hainele noastre, să arătăm bine. Foarte mult păzim asta. Păzim valorile care le avem, casele care le avem, mașina care o avem. Dar Biblia spune că este o prioritate. Este un lucru foarte, foarte important pe care să-l păzim. Și îi spune mai mult decât orice. Chiar dacă frumusețea exterioară poate nu o păzim așa cum ar trebui. Chiar dacă valorile pe care le avem nu le păzim așa cum ar trebui. Casa, mașina, alte lucruri. Biblia spune că e important, în primul rând, inima să o păzim. Și Domnul să ne ajute. Amin. Există posibilitatea să o pierdem. Să fim acasă lui Dumnezeu
Să fii aici în casa lui Dumnezeu, să bată inima asta fizică în piept, că nu o să vă vorbesc despre inima asta, nu sunt medic, nu știu să vă spun exact ce, cum e format. Am învățat la biologie, știu și eu ceva, că sunt niște valve acolo, care bat, merg, pompează inima, bate de 60 de ori pe minut sau mai mult, normal, până la 90 de bătăi pe minut, dacă bate mai tare problemă. Am avut probleme dintre astea, mi-am bătut inima mult mai tare și au trebuit să mă duc la medic și ea știu acum, știu foarte bine ce probleme sunt cu privire la inima asta de carne, dar eu vreau să vorbesc de altceva și cred că Biblia ne vorbește despre o altă inimă. Pentru că omul, în primul rând, nu este trup. Și așa am învățat din Biblie și ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Potrivit cărții Tesaloniceni, Cuvântul spune că Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru. Deci prioritatea este Duh. Omul este un duh care are un suflet, are inimă și locuiește într-un trup. Și ca toate să fie funcționale, să fie bune, inima trebuie păzită mai mult decât orice. Sigur, și inima aceasta fizică mai mult și inima aceea spirituală, adică sufletul, să fie păzit mai mult ca orice. Și există posibilitatea, vă spuneam, să o pierdem. Să rămânem fără ea. Ne bate inima asta de carne, venim aici în adunare, stăm prezenți înaintea lui Dumnezeu și nu avem inima. Adică sufletul nostru s-a pierdut. Inima s-a pierdut. Și în Cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 29, versetul 13, ne spune așa. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este... Dar inima lui este departe de mine. Extraordinar. În prezenți, în fața lui Dumnezeu, spuneau slăvit să fie Domnul, cântau în grup, cor, orchestra, fanfara, în comun, și inima nu era cu el atunci. Vi s-a întâmplat asta? Frații mei, să spun că mie mi s-a întâmplat. Eu am cântat în fanfara de la 6 ani. Și am slujit pe Dumnezeu și am crezut că am rezolvat problema. M-am botezat în apă la 19 ani. Și abia la 20 de ani am adus și inima cu mine. Abia 20 de ani Domnul m-a găsit și inima a venit în prezența Lui și am început să cânt cu inima, să mă rog cu inima, să slujesc lui Dumnezeu din inima. Era gata să mă pierd când am salvit cu în mijlocul adunării. Poți să te pierzi aici. Poți să pierzi aici inima. Deci vreau să vă spun Cartea Evrei, capitolul 12, spune în felul următor. A fost o perioadă în care m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu viața mea? Trec dintr-o lovitură într-alta. Dintr-o apăsare într-alta. Și am deschis Cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească Domnul și s-a deschis la Evrei, capitolul 12. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua de orice fiu pe care îl primește. Și mai spune că fiule, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Sunt două locuri în Cartea Evrei unde Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa, nu mi-am notat și acum din greșeală nu mai găsesc, dar știu că scrie, poate din cauza emoțiilor nu pot concentra privirea asupra versetului și spune așa, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Poți să-ți pierzi inima? Poți. Ne putem pierde inima atunci când credem că așa ar trebui să fie. Credem că Dumnezeu ne ajută să facem anumite lucruri și parcă vedem contrariul. Poți să-ți pierzi inima când Dumnezeu îți vorbește și pornești la lucru și parcă sunt prea multe piedici și spui am crezut că e altfel. Poți să-ți pierzi inima când ți se micșorează credința. Și Biblia ne spune că ucenicii mergeau cu Domnul Iisus Hristos
Și s-a stârnit o furtună mare. Și au început să văzlească, să facă tot ce știau ei ca să scape din furtună. Și Domnul Iisus dormea. Și la un moment dat au ajuns în disperare și au pierdut inima. Și l-au scuturat pe Domnul și au zis, Doamne, nu-ți pasă că noi pierim? Și Domnul s-a ridicat și a zis, furtunii, mării, taci fără gură, vântul s-a oprit, marea s-a potolit. Și au întrebat pe ucenici, unde vă este credința? Frații mei, se întâmplă adeseori să trecem prin încercări și ne pierdem inima. Sunt unii care, din cauza unui cuvânt, se întorc înapoi și pleacă. Își pierd inima și spun, n-are rost. Își pierd nădejdea de a sluji. Vreau să vedem în cele ce urmează câteva lucruri. Cum se poate pierde inima sau din ce cauză se pierde inima? Și cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 14, versetul 1, spune așa. Să nu vi se tulbure inima. Inima se pierde, în primul rând, pentru că se tulbură. Atâția oameni s-au tulburat, Irod, când a auzit că s-a născut Iisus, un împărat al iudeilor, au venit magii, spune Scriptura că s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Nu se poate. Eu sunt împărat aici în Iudeea. Cine s-ar putea naște să fie în locul meu? Inima lui s-a tulburat. Și-a zis, vreau să mă duc să mă întind, dar avea și retric. Vreau să mă moare, să scape de el. Nouă ni se tulbură inima când ne simțim amenințați. Ni se amenință, e amenințată poziția noastră. Părerea noastră. Viziunea noastră. Atunci când parcă totul este împotriva noastră, spunem, gata, ne-am tulburat. Atunci când pierdem credința, ne tulburăm. Sau spune Scriptura că a părăsit pe Domnul, nu l-a ascultat și a venit peste el un duh îngăduit de Dumnezeu și Saul se tulbura. Era robit de Duhul ăsta. Și ori de câte ori îl vedea pe David, își simțea poziția amenințată, venea Duhul acela și îl tulbura Duhul ăla. Inima lui era tulburată. Știți că noi nu acționăm cerebral? Că noi suntem foarte influențați în rațiunea noastră de inimă. Ăsta e centrul important. Domnul Iisus Hristos a spus, nu din minte ies lucrurile rele. Nu mintea este aceea care comandă toată ființa umană. Ci sufletul, inima aceea, partea aceea spirituală, este cea care comandă toate acțiunile noastre. Ea transmite spre minte și mintea execută. Ne gândim așa de profund, m-am gândit, oarecum Irod nu și-a putut da seama. A chemat pe preoți, preoții nu și-au dat seama. Și-au studiat Scriptura și-au spus unde trebuie să se nască împăratul de curând născut. Sau împăratul iudeilor. Unde trebuia să nască? Și au găsit scris, uite ce scrie în prorocă, în Betleem. Și au spus, răspund magilor, în Betleem. Păi dacă e cuvântul prorociei, dacă e voia lui Dumnezeu, cine sunt eu un om să mă pun cu Dumnezeu? Dacă în inima e tulburată, rațiunea pleacă. Și atunci credem că putem chiar pe Dumnezeu să-L schimbăm, să schimbăm planul lui Dumnezeu. Și a zis așa, acum îl omor pe acest împărat, termin cu el și Dumnezeu a obligat să mă lasă pe mine împărat. Asta îi spunea inima. Pentru că inima lui era legată de tron. În momentul în care inima noastră este legată de ceva, mintea noastră se tulbură, pentru că e tulburată inima. Și credem că putem schimba chiar planul lui Dumnezeu. Și se întâmplă atâtea lucruri nedorite, chiar prin biserici. Oameni care nu înțeleg. Pentru că sunt tulburați. S-au tulburat. Se simt amenințați, se simt marginalizați, se simt desconsiderați. Și mintea s-a tulburat. Rațiunea nu mai judecă bine. Domnul Iisus Hristos a spus, din inimă ies toate lucrurile rele. Dacă visteria inimii bună, ies lucruri bune. Dar dacă visteria inimii rea,
ies lucruri rele. De aceea, frații mei, ne spune Scriptura, atunci când inima se turbură, o pierde. O pierdem înaintea lui Dumnezeu. Mai urmează un pas după tulburare. După ce s-a tulburat inima, inima se întunecă. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani, capitolul 1, versetul 21, aș vrea să citesc. Inima se întunecă după ce am tulburat-o. După ce credința noastră în Dumnezeu a slăbit, am tulburat inima, Cuvântul Domnului spune că se întunecă. Și spune așa, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Au zis că pe lângă înțelepciune sau rațiune, inima are și pricepere. În momentul în care au gândit la deșertăciune, inima s-a întunecat. Și unde e întuneric, nu-i lumină. Că de fapt, întunericul este lipsa luminii. Spunea cineva, întuneric nu există. Există numai lipsa de lumină. În momentul în care am tulburat inima noastră, Dumnezeu pleacă. Lumina pleacă. Nu mai avem călăuzire și ne-am întunecat. Acum nu mai știm încotro merge. Și spune Scriptura mai în jos. Și dacă s-a întunecat, s-au pălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare tărătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Așa că își necinstesc singuri trupurile. Acum, dacă inima s-a întunecat, auziți ce comandă e acum. Pofte. Și începe omul să fie călăuzit de pofte. Și atât de trist este că auzim chiar frați, chiar oameni pe care considerăm creștini, care spun, mie îmi place asta, mie așa îmi place, mie așa îmi place, eu așa vreau, eu așa... Minte întunecată, inima întunecată, mă spuneați. Cu cuvânt dur, dar asta este. Când faci ce îți place, de fapt ai inima întunecată. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem ce ne place, să apreciem noi ce-i bun, ce-i frumos. După ce inima se întunecă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că mai urmează un pas, și ăsta e pas final. Se rătăcește. Și normal, nu? Dacă nu avem lumină, să ne rătăcim. Și Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 3, cu versetul 10, ne spune lucrul acesta. Cartea Evrei, capitolul 3, cu versetul 10. De aceea m-am desustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Am jurat de România mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Amin. Fraților, haideți să luăm seama. Dacă se întunecă inima, după aia se rătăcește. După aia spunem, știți ce se întâmplă când e rătăcirea? Frații spun, frații, oameni, să nu-i numim frați, cei care s-au rătăcit spun binelui rău și răului spun bine. A, ce? Asta e păcat? Nu mai există păcat. Astăzi există probleme. Astăzi oamenii sunt bolnavi. Nu sunt păcătoși. Știți de ce spun asta? Pentru că s-au rătăcit de la adevăr. Biblia spune clar un lucru păcate și nu vreau să le amintesc aici. Oamenii sunt bolnavi. El are o problemă, pe să-l ducem la doctor. Și doctorul se spune că, da, într-adevăr, așa s-a născut, un dezechilibru psihic, cu o orientare greșită. Biblia spune că nu e așa.
Biblia spune categoric că toți oamenii s-au născut și sunt creați de Dumnezeu. Aleluia. Și Dumnezeu nu greșește când creează. Biblia spune că oamenii au schimbat slava lui Dumnezeu. Dar pe lângă faptul că au schimbat slava lui Dumnezeu, spune Scriptura, au schimbat și natura lor. Și ceea ce Dumnezeu a lăsat în ei. Și versetul 25 din Romani, capitolul 1, spune așa. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Cine l-a schimbat? Dumnezeu a creat pe bărbat, bărbat. Și l-a unit pe o femeie. Și oamenii spun, nu, că așa s-a născut, cu atracție față de alt bărbat. De aici Biblia spune că ei au schimbat asta. Nu Dumnezeu. Tot astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și-a spus oamenii, asta e normal, e o normalitate. Nu-i normalitate. Dar știți de unde vine asta? Din inimă. Prima dată li s-a tulburat inima, a spus, o, Dumnezeu, să dăm un exemplu. Venirea Domnului, ce 2000 de ani au trecut. Unii au spus, da, în 2000 vine Domnul. Alții au spus în 94, alții au spus în 2012. Acum suntem după sfârșitul lumii. Nu-i așa? Dumnezeu, gata, astea-s povești, sunt legende. S-a tulburat inima. Când li s-a tulburat inima, inima s-a întunecat. Au început să rătăcească apoi. Și să spună, a, nici aia nu-i păcat, nu, asta e normal, asta e normalitate. S-a schimbat contextul, că suntem în secolul 21, s-a schimbat societatea, s-au schimbat valorile. Binele relativ, adevărul relativ. Și tristă și creștinii spun asta. Auzeam la Radio Plus, la un radio creștin, a fost invitat cineva și spunea că el se ocupă de muzica creștină și spunea, îi punea o întrebare, cam ce? Deci, în primul rând, trebuie să ne uităm cui cântăm. Dacă cântăm la niște frași bătrâni care s-au pocăit în 45, le cântăm blândul păstor. Și le cântăm vocal. Dacă sunt frați care s-au botezat și s-au întors la Domnul și de ăsta la mijlocie, le cântăm cu acordeonul sub chitară. Dacă ăștia alții sunt mai tineri, că le cântăm și le cântăm în rog. De fie creștini. Cu chipiu un cap, cu bretele, cum știu eu cum și cântăm, dacă trecem Iisus odată, e creștină muzica. Frații mei, nu se schimbă contextul. Asta vreau să spun. Domnul Iisus este același ieri și azi și în veci. Îmi spune cartea Evrei. Contextul închinării nu se schimbă. Toți cei care au cântat și s-a coborât slava lui Dumnezeu, spune Scriptura, au fost plini de Duhul Sfânt. Amin. Au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Ori noi trebuie atunci când cântăm, să cântăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Plini de puterea lui Dumnezeu. Ăsta e contextul în care noi ne manifestăm. Și Biblia ne spune că noi ne manifestăm în Hristos. Noi suntem în El. Și El este în noi. Dar Biblia spune mai mult decât El este în noi, că noi suntem în El. Imaginați-vă că El n-are nici început al zilelor, nici sfârșit al anului. Și Biblia spune, El este același ieri. În limba română, nu știu cum sună în alte limbi. Dar să spui că este ieri, te deranjează la urechi. Spune, a fost. Dar Hristos n-a fost. Hristos este. Slavă Domnului. Slăvit să fie numele Lui. E un punct fix. 1000 de ani pentru ei ca o zi. Într-o zi schimbă Dumnezeu contexte. Într-o zi Dumnezeu spune asta e păcat și mai spre seară spune nu-i păcat. E chiar frumos. Nu se poate așa ceva. Într-o mie de ani păcatul e păcat pentru noi. Noi suntem trecători. Dar El este fix. Și acum aș vrea să trec în partea a doua mesajului meu. Dacă se poate întâmpla să pierdem inima, o pierdem din necredință, pierdem din faptul că ne rătăcim, pierdem din faptul că nu suntem atenți la voia lui Dumnezeu, la ceea ce e sfânt în Scriptură, la ceea ce e drept, la ceea ce e veșnic, că ne-am luat valorile acestea lui Dumnezeu pentru noi. Și cum Biblia spune că noi trebuie să avem o inimă bună,
Adică o inimă bună înseamnă să avem o visterie bună în interiorul nostru. Acolo trebuie să avem valorile lui Dumnezeu și, cum spuneam, să fie puterea lui Dumnezeu acolo, să fie lumina lui Dumnezeu acolo. Cum putem să schimbăm inima? Dacă ne rătăcim și încep din punctul 3, cu vindecarea inimii, primul lucru care trebuie să-l facem este să dăm prioritate lui Dumnezeu. Ca să recunoaștem că Dumnezeu are supremația. Adică nu ne apropiem de El cu idei preconcepute. E foarte greșit să te apropii de Dumnezeu să-mi crezi, Doamne, asta e păcat, cravată. Haina asta, cămașa, e păcat. Asta înseamnă idee preconcepută. Adică eu am observat, mi-a plăcut cravata asta foarte mult, am cumpărat-o, o am, și-o întreb, Domnul, păcat? Faptul e consumat deja. Ar putea să spună Domnul, noi păcat. Și de ce să spun asta? Spune lui Ezechiel așa, poporul acesta vine să mă întrebe pe mine, să întrebe pe Domnul, mi-e mă rog. Dar zice, are idolii în inimă. Ce să-i spun? Ce să-i spun? Dacă el vine cu idolii în inimă, îi spui ceva. Și în ziua aceea când ei vin să mă ispitească, vin să facă pe neprihăniți, ei deja și-au pus idolii pe ei, i-au pus în inima lor, și vine înaintea Domnului, zice, Doamne, te rog, răspunde-ne. Domnul zice, cum să răspund? Și prorocul care le va vorbi se va lăsa amăgit, pentru că eu îi spun. Dar vor primi plata pentru amăgirea lor. Deci este o nuanță și vreau să o sesizați. Eu nu mă duc înaintea lui Dumnezeu să întreb, Doamne, fac asta sau am de gând să fac aia păcat. Eu mă duc înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, să-i spun că e Tatăl meu. Aleluia. Să-i spun că e Dumnezeul meu. Să-i spun că îl văd mare. Să-i spun că eu depind de El. Și să-L laud și să-L slăvesc. Doamne, ce mare ești! Am înțeles că m-ai creat. Am înțeles că-s făptura mâinii tale. Am înțeles că Tu guvernezi tot pământul acesta. Am înțeles că Tu m-ai făcut și eu sunt al Tău și eu sunt la îndemâna Ta. Și știu că ai un plan pentru mine. În momentul acela când stau în prezența lui Dumnezeu în felul ăsta, Dumnezeu începe să vorbească cu mine. Și Dumnezeu începe să-mi spună ce să fac, ce să vorbesc, cum să mă îmbrac, ce să mănânc. Pentru că începe să aibă o relație cu mine. Eu nu am ce să-L întreb, e păcat sau nu-i păcat. Domnul mi-a spus, mi-a vorbit Dumnezeu. Am o relație cu El. Asta înseamnă recunosc că El e deasupra tuturor lucrurilor. Fraților, n-avem voie să-i spitim pe Dumnezeu. N-avem voie să mergem înaintea Lui și tot îl întrebăm, Doamne, asta e voia, aia nu-i voia, ce-i, Doamne, știi, îmi place tare mult. Îmi place foarte asta, tare, tare mult, Doamne, voia ta să mă căsătoresc? Doamne, ce căsătorești? De voia ta, e vremea. Ai 24 de ani, soarte. Biblia spune că sunt unii care îi ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Dar cum îl ispitesc? A venit un om și predica Evanghelia și spune așa. Fraților, eu am o copii. Eu când copiii mei n-au cu ce să încălțai, mă pun în rugăciune și spun, Doamne, păi Tu vezi? Vezi că eu predic Evanghelia, vezi că eu sunt diacon, vezi că eu sunt așa? Păi, Doamne, eu am nevoie de papuci la copii. Și atâta stau în rugăciune, pune-te un papuci la copii. Cum mi se pare metoda asta? Oare nu știe Dumnezeu de ce avem noi nevoie? Slavă Domnului! Tatăl nostru! Aleluia! Biblia ne spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Și apoi lucrurile astea, cu ce veți mânca și cu ce veți îmbrăca, cum le primiți? Bonus! Spunem noi. Asta e treaba Tatălui. Aleluia! El știe de ce aveți nevoință, slăviți să fie Domnul. Amin! Fraților, asta nu-i căutarea împărăției când îi spitești pe Dumnezeu. Și Domnul zice, mă rog, mă sărat, sunt publicat. Da, mă sărat, uite, să tot rog, hai să-i dăm. A, zice după aia, minunile lui Dumnezeu. Să vedeți, fraților, cum a lucrat Dumnezeu. Ne-am rugat, ne-a dat Domnul, ne-am făcut o casă, am făcut două case, am făcut trei case. Și te duci în contabilitatea bisericii și vezi cea mai puțină cotizație la biserică. Dar în viața lui a lucrat Dumnezeu. Pentru că îl ispitește. Pentru că asta cere de la el. Și spune, da, Dumnezeul meu e mare. Frații mei, noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este suveran. Este mai sus de noi. Și lucrul acesta mi-l spune 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 20. Versetul acesta m-a mișcat extraordinar când l-am citit.
Pentru mine, nu știu pentru dumneavoastră cum e. Poate sunteți altfel, sunteți mai tare decât mine. Dar pe mine m-a mișcat și Biblia spune așa. Partea a doua a versetului vreau să citesc numai. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Amin. Să știi că Dumnezeu e mai mare decât inima ta. Biblia spune că inima omului este desnădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Că s-ar putea să vii înaintea Domnului să te rogi ispitindu-L, pentru că inima ta spune asta. Dar când te apropii de Dumnezeu, trebuie să recunoști că El e deasupra inimii tale, e deasupra tuturor lucrurilor. El le cunoaște pe toate, slăvit să fie Domnul. Amin. E când recunoști asta, începe inima să se vindece. Dumnezeu zice, da, mă recunosc suveran. Biblia spune, smeriți-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Tocmai asta. Doamne, Tu ai creat inima asta de carne, Tu ai creat și sufletul meu, inima aceea spirituală, Tu mi-ai dat și Duh de viață. Eu sunt al Tău, Tu ești suveranul. Acum vin în prezența Ta. Doamne, n-am nimic de zis. Decât vreau să Te laud, decât vreau să fiu cu Tine, vreau să-ți văd slavă și măreția. Doamne, vreau să-mi vorbești. Doilea lucru prin care se vindecă inima deja, am și vorbit introducerea, este prin cuvânt. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Citim 2 Petru, capitolul 1, versetul 19, lucrul acesta ni se spune. Dacă deja ne întoarcem de la rătăcirea noastră, recunoaștem suveranitatea Domnului Iisus și a lui Dumnezeu. Și recunoscând suveranitatea Domnului Iisus și a lui Dumnezeu, începe inima noastră să se lumineze. Și vom citi cuvântul lui Dumnezeu din 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și spune așa cuvântul acesta. Haideți să citim de la versetul 17, să fim mai concludenți. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când de slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi încă ne-am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Amin. Ce aduce lumină în inima noastră acum? Cuvântul prorociei care luminează sau strălucește într-un loc întunecos. Aș vrea să vă spun că cel mai întunecos loc din lumea asta, inima, când se întunecă. Biblia spune că un astfel de om umblă fără să vadă, fără să știe cotro merge și n-are nicio nădejde, pentru că s-a întunecat inima. Și te mire. Și spui, mă, omul ăsta nu înțelege că Dumnezeu există. Omul ăsta nu înțelege că Dumnezeu e suveran. Eu vreau să fac eu, să fie El, să facă, să meargă înainte, să luptă din toate puterile, plătești tot ce vreți, pe promisia Lui. Pentru că e mai întunecat, El nu vede. Dar când vine cuvântul lui Dumnezeu în inimă, cuvântul acela aduce lumină. Mi-amintesc, mi-este vie în minte în o întâmplare, în anul acesta, am avut evanghelizare în biserică. Și a venit un om pe care eu îl cunosc foarte bine de acolo la noi, în localitate, și el, un om așa, putem spune, fără Dumnezeu. Și la un moment dat a fost răpuns în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit și mi-a mărturisit și a spus, extraordinar, dar eu n-am văzut până la vârsta asta, are aproape 60 de ani. Dar cum tu înțelegi? De atâtea ori am auzit cuvântul, de atâtea ori am auzit predica, adică parcă e altfel. Îi altceva. Acum mă duc pe stradă și dinăuntru îmi spune ceva. Vine ceva parcă de aici, din inimă, și spune, ai grijă să nu superi pe Dumnezeu. Așa ceva. Vine tot spus altceva, bă, astea-s povești, legende, nu se poate așa ceva. Puterea cuvântului a venit în inima lui și a început să lumineze. Ceea ce stă lumină pe cărare este cuvântul lui Dumnezeu. Fratele meu, tânăr drag, soră, vrei să ai succes în viața spirituală? Stai în prezența lui Dumnezeu. El e mare, mai mare decât inima noastră.
El știe ce trebuie și ce avem noi nevoie. Cunoaște toate lucrurile. El știe că eu trebuie să mă întorc acasă. El știe că trebuie să te căsătorești probabil. El știe că ai nevoie de un loc de muncă. El știe că ai nevoie de pâine. El știe că ai nevoie de haine. Știe toate lucrurile. El știe că vrei să ajungi în Împărăția Cerurilor. Știe asta Dumnezeu. Știe lupta, știe toată suferința. Frații mei, am avut o experiență odată care m-a făcut să... Am căzut la pământ, nu știu, a fost foarte puternică pentru mine. Am plâns. Nu am putut opri de plâns. Eram angajat în lucrarea Dumnezeu și aveam atâtea piedici într-o anumită privință. Și am zis, gata, nu mai fac. Vorbeam cu cineva. Chiar în stradă m-am întâlnit și îi spuneam, pentru că asta, pentru că aia, pentru că cealaltă, pentru că așa eu am terminat, am lăsat și am plecat. Gata, nu mai fac nimic. Am trecut două străzi mai în jos și era o soră. Zice, nu știu unde stă sora cu tare de lucrare, care, prin care lucrează Domnul. Îmi spun, da, zic, uite aici, hai, haideți arătă. Haideți, mă, zic, hai înăuntru. Mai toată, stau și rugăciune și eu. Ne-am pus pe genunchi, ne-au durat 5 minute, 10, nu știu cât o dura, scurt. Și zice cuvântul Domnului, când am pus pe genunchi și a ieșit bărbatul ei, care a spus că așa, care a spus că așa, care a spus că așa, și din cauza asta nu mai faci. Crezi că asta e voia mea? Eu de aia te-am chemat și te-am pus acolo ca tu să hotărăști, să faci. Vă spun, fraților, am amuțit și n-am mai putut să spun nimic. Un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. El pătrunde adânc, judecă simțire. Judecă gândurile numai. Te judecă cum simți. Așa spune Scriptura. Cum te raportezi în simțire la Dumnezeu? Eu toate le știu. Și cuvântul Lui te poate lumina. Când vii înaintea Lui. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ziua șezecimii. Petru a început să predice și spune Scriptura că la cuvântul Lui inimile celor care ascultau au fost străpunse. Cu câtva timp înainte au văzut în Iisus omul vrednic de moarte. Inima era întunecată. Se rătăceau în gândurile lor. Nu cunoșteau și au spus să moară el, să fie liber Baraba. Și acum, dintr-o dată, Petru le zice, voi ați să-i pe Domnul Slavei. Inima se luminează la cuvântul lui Dumnezeu. Și spun, fraților, ce să facem? Aveau inimile străpunse. Singurul lucru care se poate da lumină, să știi, nu este o înțelepciune omenească. Învață teologie, Biblie, acumulează-o minte. Și mintea ta va spune, vezi ce tare ești, ce mare ești, se naște mândrie. Inima se îngânfă, o, cât cunoști tu, cât ți să spui tu. Nu asta te salvează. Problema este să te întorci la Dumnezeu cu inima. Și Biblia spune, strâng cuvântul tău unde? În minte? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Slăvit să fie Domnul. Fraților, al treilea lucru, după ce cuvântul lui Dumnezeu schimbă inima, o transformă, Dumnezeu nu ne lasă la nivel de cuvânt. Pentru că la nivel de cuvânt e prea puțin. Biblia se vindecă, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Și în Galateni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune acest lucru. Dacă deschidem Biblie la Galateni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu, fraților, a lăsat Duhul Sfânt, nu pentru biserica asta, nu pentru amvon. Dacă o să acabă biserica asta, spune, acum cine intră aici, cade sub puterea Duhului Sfânt, că suntem un loc sfânt. E bine să avem respect de locul în care ne închidăm înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, să nu-i sap. Dumnezeu nu a lăsat Duhul Sfânt cu credunii pentru anumite obiecte de cult, pentru cruci, pentru icoane, pentru știu eu ce, apa sfințită. Unde scrie în Biblie că Duhul lui Dumnezeu intră într-un obiect? Când au făcut israeliții casa lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus la David, ce casă crezi că poți să-mi faci să locuiesc eu în ea? Eu sunt un Dumnezeu mare. Cerul mă încap. Pământul nu mă așternă cu picioarele mele. Ce putem noi face să fie divin? Ce obiect? Asta e o înșelăciune a diavolului. Pentru că omul și-a stricat inima, și-a întunecat inima, s-a rătăcit, a zis, Duhul Sfânt, îmi pentru altceva, e acolo. Eu mă duc și mă ating de asta și sunt bine. Puterea lui Dumnezeu mă transformă de acolo, din sacramentele alea.
Așa credem și noi. Mergem la adunare. Adunare prezența lui Dumnezeu și la mine, adevărat. Dacă nu ți se schimbă inima, pleci cum ai venit înainte de Dumnezeu. A fost oameni care l-au înghesuit pe Domnul Iisus Hristos. M-au uitat, s-au oprit Domnul și a zis, cine s-a atins de mine, că ai și tot putere. Am zis, Doamne, dar nu vezi că toți te îmbuzezi, dar nici nu poți să nu merg că s-au atins de tine. Și Domnul a zis, nu, nu. Există posibilitatea să vii la adunare și să pleci cum ai venit. Există posibilitatea să vii cu inima ta și să pleci tot cu inima ta. Tot cu gândurile, tot cu stările, tot cu neputința, tot cu întunericul și tot cu rătăcirea. Tot cu tulburarea cu care ai venit tu. Ai venit. Poți să pleci înapoi. Fratele meu, vreau să spun că astăzi aici, în prezent Domnul Iisus, care e cuvântul ce aduce lumină. Vreau să crezi că azi aici în prezent Duhul Sfânt, lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care vrea să locuiască în inimile noastre. El a fost dat pentru noi. Cât de mare Dumnezeu, că nu-L încap cerul cerurilor. Cât de mare Dumnezeu, că nu-L putem cuprinde cu mintea. Cât de mare Dumnezeu, că El e fix. El nu-i trecător, El e veșnic. Și totuși vrea să stea la inima noastră. Acolo bate Iisus. Iată, eu stau la inima ta. Bate la inima noastră. Stau la ușa ta și bat. Dacă aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra, voi cina cu El și El cu mine. E cea mai frumoasă viață să trăiești cu Domnul Iisus. E viața în care n-ai nevoie. E o viață în care n-ai suferință. E o viață în care n-ai întristare. E o viață de bucurie. E o viață de biruință. Când străbat aceștia valea umbrei morții, bă, unde? Prin valea umbrei morții. Treci prin sărăcie, prin lipsuri, prin necazuri, fără papuci, descurci. Nu-i mare minune să umbli cu cea mai remarcabilă firmă, să spun așa, de pe pământ. Ai încălțămintea de nu știu ce firmă. Nu cunosc firmele de încălțăminte și îmbrăcăminte. Încălțăminte și îmbrăcăminte le spuneam la frați. Habar n-am. Eu știu că sunt papuci, sunt pantaloni, sunt cămăci. Asta e. Atâta știu. Dar spun unii omului, măcar dacă ții ceva, ții de firmă, să fii și tu așa, nu? E mare minune să mergi în misiune cu cei mai scump pantofi? Că îi spui Domnului, Doamne, știi că eu sunt predicator. Păi eu pot să mă duc așa. Eu cred că cea mai mare minune să merg descurs și să nu te rănești la picioare. Că mergi în puterea lui Dumnezeu. Că te însoțește Duhul Sfânt. Asta e cea mai mare minune. Minune pentru cei care au auzit cuvântul, au zis, a fost, bă, dar astea nu-s cărturare, astea nu-s studiat. Unde au așa putere să zică, o locul ridică-te și umblă? Au priceput că au fost cu Iisus. Asta e minunea. Să ai putere. Și puterea vine de la Duhul Sfânt. Amin. Deja vă spun că Duhul Sfânt e în inimă. Avem pe Duhul Sfânt în inima noastră? El ne dă lumina, ne dă direcție, vindecare. El aduce pace. Biblia spune că atunci când vine Duhul Sfânt în noi, ne liniștim inimii. Și Psalmistul zicea, eu sunt ca un copil înțărcat, care stă pe brațul părintelui. Avem o problemă, fraților? Aveți o problemă? Eu zic că nu avem niciuna. El cu noi. Problema noastră este, dacă totuși avem probleme, că am schimbat slava lui Dumnezeu cu altceva. Problema noastră este totuși că am zis păcatului bine, că avem nevoie de El, că nu așa putem pune păcat. Cum să trăiești altfel? Toți fac așa. Toți trăiesc așa. Asta e lumea. Asta e problema noastră. Dacă stăm astăzi în prezența lui Dumnezeu și o vedem Tatăl și îl vedem deasupra inimilor noastre, deasupra poftelor și dorințelor noastre, deasupra înțelepciunii noastre, și luăm în inimă înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ea ne luminează. Și apoi ea ne liniștește. Și chiar dacă treci prin ape, nu te neacă și prin foc de trece, nu se întâmplă nimic. Eu sunt cu tine, zice Domnul. Pentru că am pus o comoară în inima ta, în sufletul tău, cu asta are treabă Dumnezeu. Și în ziua aceea ne va lua la El pe toți care suntem copiii Lui. Și Biblia spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Și dacă locuiește noi Duhul lui Dumnezeu, vom învia. Pentru că Duhul ăsta l-a înviat și pe Hristos. Și noi vom fi cu El. Din pricina Duhului care locuiește noi. Rugăciunea mea este, fraților, să ne întoarcem la Domnul. Rugăciunea mea este să primim cuvântul. Asta ne aduce lumină. Și mă rog din toată inima, prezența Duhului Sfânt să fie în inimile noastre. Și oriunde vom fi, vom fi oamenii lui Dumnezeu.
călăuziți de puterea lui Dumnezeu.